m-am bucurat foarte mult că am putut să marcăm astăzi prin această acțiune la Centrul Cultural Carmen Țivla din Sinaia, Ziua Internațională de Acțiune pentru Sănătatea Femeilor, 28 mai. Este o zi care e importantă la nivel mondial și iată, noi am reușit împreună cu programul Biblionet să o sărbătorim și în România. Pare foarte interesant. O experiență plăcută. Mi se pare o chestie normală, adică mi-ar fi plăcut în toate școlile să se dezvolte chestia asta. Un lucru pe care nu-l întâlnim în școli și mi s-a părut foarte ok să mi se prezinte aici. Mi se pare destul de ok atât timp cât lumea nu prea știe foarte multe informații despre femei și despre bărbat în general, despre organele lor reproductive și despre metodele de contracepție și cred că ar trebui să fie mediatizată foarte mult această informație și organizate cât mai multe întâlniri de genul acesta. E foarte tare, e o chestie informativă. Vreau să vă mulțumesc celor care ați organizat această activitate pentru că este practic unicul mod prin care adolescenții află lucruri care se pare că încă îi mai interesează, în ciuda percepției noastre că le știu pe toate. Au fost interesați, le-a plăcut, au apreciat ideea, materialele. Ideea domnișoarei mi s-a părut extraordinară. Limbajul folosit a fost de natură să-i atragă și să îi facă să recepționeze mesajul mai ușor și cu drag și în mod natural, firesc, așa cum de altfel și este problema în discuție. Mă bucur că am putut organiza un astfel de eveniment. Asta înseamnă din partea noastră o deschidere mai mare. Putem demonstra că biblioteca nu înseamnă doar un loc prăfuit unde intră șoarecii de bibliotecă, pot avea loc și evenimente de alt tip cu caracter informativ. M-am bucurat tare mult că am putut să ajungem la Sinaia, la Centrul Cultural Carmen Țivla, pentru că până acum am fost așa un pic mai mult în zona de sud a României cu programul Biblionet, am ajuns și la Cluj. A fost așa, ca de obicei, un pic tăcere la început și apoi foarte multe discuții spre sfârșit. Cred că au avut o experiență bună și eu am avut o experiență bună și mă bucur foarte mult.